Bună dimineața, prieteni! Eu și prietena mea am ieșit în oraș la un mic dejun. La cafea, nu e dejun. Hai, fapt serioasă, nu e? Sunt serioasă. Veni cu Abi. Și ne ducem la, cum zice mama, la Sarchiză, știi cum? Sarchiza. Uite cum și-a de pat așa mare. Senior, vine cu mine azi la sală. Nu, deloc, deloc. Am înțeles. Și unde ne ducem? Unde ducem? La piața centrală. El zice, cadem la piața centrală să vedem ce mai este, cum te-ați cumpăr niște legume. Și dacă sunt trandășiri, cumpăr și... Bileaș cu carne, vrei? Bileaș cu carne. Nu v-a mai apărut pe TikTok odată. Bravo, ia ca această signora Dima vrea să guste apa asta de când era mâncat fat mare. Hai vrei, davai, davai, de care, și gust vrei? Și gust vrei, vei? Nu știu. Dați-i de stai verde. Verde. Dar mie dați-i... Dați-i unul mare, că el e mare, ai împâncit asta în cap e mult. Ia uite cum curge. Ho. Super. Așa. Poftim, domnul. Nu, vezi, mă prosecco frigușor, în Italia și frigușor. Hai, davai, 3, 2, 1. Ce și de bună? Domnul Emilian, de care e matale? Matale cu galben. Cu galben. Așa. Asta e limonadă. Un euro jumătate. Să servis, domnul Emilian. Da, sigur, normal, normal. Hai, bie și șed. Bie că eu filmez, bie o tătă. Poftim. Asta ne-i, doamna miroasă. Iuhu! Și... Давай чин-чин, ну себе. Давай, норок. И будем его играть. Бе вот это. Это бе. Хай, густо, густо. И будем? Мне густо, да еще сымтила густо, ты бы цель менделее. Норок. Беша галбюара. Ай, беша галбюара. Уна галбана мана. Doamne, fii, o scos tâlpul. Înferăm casa și se întâmplă, băieți. Nu, din contra, schimbă stâlpii, face alții mai înalți cu 4 metri. Că au văzut că vine Mimlean Crețu Mahala asta și vine dita mai gospodar și nu poate și... Așa. Da, altfel. Voi bine, dar unde sunt legate? Și astăzi, pentru prima dată, mâncăm cireșe noi și, cum se spune, gură nouă în poamă veche. Oamă nouă în gură veche, îmi pun o dorință ca signora Dima să nască în luna lui iunie. Da. Vrei ieșire așa? Dim. Nu spălați. N-ați, n-am vreo două. Hai, casă guliță, dă-ți dăm în guliță la băiat. Nu spălați. N-au ex bune. Nu spălați. Când îi văd, au și trei zile în Italia, așa. La țară mănânci cu gulotul și nu mai izdocnești, Dumnezeule. Iată așa aveți pânci mare. Da, da. Ești bune. Și cum credeți voi, iată diaspora, când vine acasă, care este primul lucru care îl face, în afară de faptul că să-și vadă familia? Hm? Care este? Corect! Își face dinții, da. Ia-mă trei, amărând, o sticchi cu un dinte și cu banii care ar pune acolo un dinte și a pune tot gura. Exact! Ca să gurița, fata, hai! Doamna Galina, nu vă chinuiți mult, pentru că întotdeauna la femeile gravide din chicăs. Pijaba ai venit. Cine ce? Lui puneți-vă la protecție la pânge, nu la gel. Asta e bogăția lui cei mari. Și avem căpșunele și veșele. Și prosecuțo. Bravo. Și iată poftim, uitați-vă, ne-a venit signora Dima. Eu sunt la dietă și cum să nu mănânc măcar o bucățică de plăși în țică de gustoasă. Hristos s-a înălțat. Cu adevărat înălțat. Socăresc, Emiliane. E cum, blăți, să mănânci plășintă cu cuțitul și cu furculița? Acum hulaba ei și bagi în gură. Acum mănânci tu că ai pus mâine în murdare. Eu cu așa, uite. Tăti pentru signora Dima, el tare o vrut, condiții o vrut, dor de patrie, dor de Moldova. Uitați-vă ce frumos plouă și liniștit și atmosfera e de nota 10,
Așa, și raz, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8. Câți oameni am ajutat, n-aș putea să număr banii și aș fi putre de bogat. Doamne, iar fi să adun cât mi-au dat ei mie, n-aș avea nici ce să pun într-o farfurie. Dacă aș avea avere, Pieța Min, am ajuns cu Daniela și cu Victoraș. E foarte, mă râde foarte. Iau ce zice! Nepotul meu Petru, scumpa lui iubire, pentru viața lui, inima lui. Zice așa, păpuși. Bravo, nepoate! De titul sal ce la mal, m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de-ai firme noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești, iubirea mea, o viață-aș sta în calea ta. Bravo, nepoate! Câți oameni am ajutat, n-aș putea să număr banii și aș fi putre de bogat. Doamne, iar fi să adun cât mi-au dat ei mie, n-aș avea nici ce să pun într-o farfurie. Dacă aș avea avere, câți oameni am ajutat, n-aș putea să număr banii, zice Emilia, și-aș fi putre de bogat. Doamne, iar fi să adun cât mi-au dat ei mie, n-aș avea nici ce să pun într-o farfurie. Așa m-am născut, cu inima bună, i-am ajutat pe toți care mi-au trecut prin mână. M-am uitat în sus și mi-am făcut cu ce zice toată lumea până să mănânce. M-am uitat în sus și mi-am făcut cruce și am dat la toată lumea până să mănânce. Spune că nu așa. Bun, da, nu, eu că așa e, așa e. Bravo! Pentru frățiorul nostru, Dimon, cel mai tare din parcare. Signora Dima. Cum? Signora Dima. Signor Dima. Emiliano, vrei să mă faci curvă? E frățiorul nostru. Zice așa. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Asta trebuie pentru Mircea, cratare. Spune-ai mama la copii, alătai pofta inimii. Cu zi de zi te cerți cu viața, trăiești numai cu speranța. Las nimerit. Da, fratele meu, să alegi mamă la copii. Ia uzi! Într-un bilet de câțiva lei, sunt vagabondul vieții mele. Într-un fiu curaj ca bun, pădurător de prave sene. Ai mai chinele, va negri, eu rog.
papagaiane. Glorita vai marginava, hop hop hop. Ești mascheie, pastave, hop hop hop. Aienenene, aienenene, hop hop hop. E mascheie, pastave, hop hop hop. Am drăvărta sunt cozunanei, argherati sunt carnanei. Glorita vai marginau la hop. Bravo! Apropo, această clădire renovată, pe timpuri aici, când eram eu student, în 2008-2009, era Casa Dolce. Și toți părinții făceau la copiii zi de naștere, dar eu eram clownul Ricky. Mai țineți minte, Doamne Dumnezeule, și perioadă. Și aici erau torturi multe, dar eu bani n-avem să mănânc. Mai hăpânem la un copil pe o bucată de creme brulee. Bună ziua! Doamne ajut! Deci, schimbare radicală și spectaculoasă acestui spațiu. Eu aici am fost ultima dată în 2009. Pe aici mă urcam și eram clownul Ricky. Dragilor, vreau să vă zic că acest spațiu este în inima Chișinăului, este la intersecția armenească cu București și se dă în chirie direct de la producător. Iată aici, anume aici, sute mii de copii, clownul Ricky, eu distrat, eu făcut să fie fericiți, așa că las aici numărul de telefon pentru mai multe informații în cazul în care căutați un spațiu modern, proaspăt, renovat în inima Chișinăului spre chirie. Iată, las numărul, uitați-vă și sus, sunt oficii, arată spațiu, pur și simplu senzațional. 4 etaje, 6 locuri de parcare, exact armenească intersecție cu București de Cătăle. Și uitați-vă cum arată acest spațiu, tu așa bani nu ai, dă-te la o parte. Deci, dragilor, pentru mai multe informații las aici numărul de telefon în cazul în care sunteți în căutarea unui spațiu comercial pentru afacerea voastră, pe jalsta poftim.